Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Proful Online. Din nou la treabă, suntem la punctul de lucru și pornim treaba. Așa că vom spune tema, nu, clasa a 5-a, tema pentru acasă. De unde m-am uitat să știu când ai... Așa. Te uiți dacă îți dau... nu, dacă îți dau telefonul. Da. Uite, așa facem. Tema pentru acasă. Și acum pornim întreaba. Te rog să-mi spui primul exercițiu care l-ai tu acolo. Și rog de numere. Deci, se dă șirul de numere, nu? Da. Se dă șirul de numere. 4, 7, așa. 10, da. 13, da. 16, așa. Puncte, puncte. Și mai departe. A. Completați cu 5 teme. Completați. Stați cu 5 termeni. Rezolvăm și pe asta sau vă zic și 10? Nu, se completă cu 5 termeni de la 16 încolo, nu? Da. Și am făcut termenul 1. Adică am observat că 4... Da. Dacă facem... Completați 4... cu 5 termeni șirul, nu? Da. Șirul. Bun. Hai să scriu complet. B mic, dăm și prezent. B mic. Aflați termenul de pe locul 80. Deci aflați termenul de pe locul 80. Și ce? Numărul de termen din șirul. Să aflăm numărul de termen din șirul. Aflați numărul de termen din șirul. 4, 7, 10, 13. 4, 7, 10, 13. Da. Puncte, puncte, 157. Până la 157. Da. Bun. Rezolvare. Acum, la A. Rezolvare. Am observat că dacă facem 4 plus 3 egal cu 7, 7 plus 3 egal cu 10. Bun. Și tot așa. Și am făcut termenul 1. Termenul 1, A1. Da, la școală facem cu T. Da, gata, așa fac și eu. T1, ca să fie în limbaj acela comun. T1. Am făcut plus 3. T1 plus 3 egal cu 7. Egal cu 7. Da, și așa am făcut până la termenul 4. Da. Și am ajuns la termenul 5. Deci termenul 5 plus 3 egal cu termenul al... egal cu 19. Cu T6. Da, T6. T6, care a însemnat egal mai departe. Eu aș zice să și lucrăm. T5 plus 3 egal cu T6 și egal cu T5-ul care îl știm. Cât este? T5-ul 2, 4, 5 și 16, nu? 16 plus 3 și deci face 19. Da. Deci practic ai găsit pe al 6-lea 19. Și o și completăm, e bine? Da. 19. Da. După, termenul 6 plus 3. T 6 plus 3 egal cu T6 care e știut, plus 3. 19 plus 3 și este egal cu 21 și ăsta 22. Ai avut dreptate. 22 care este al câterea asta? Al 7. Al 7-lea. Al 7-lea. Al 7-lea, că de al 6-lea am scris, da? Da. Acum, este termenul. Al, îl și spunem aici 22. Da. Apoi. Termenul 7. Da. T. Plus 3. T7 plus 3 egal cu 22 plus 3, adică 25.
25, care îi al câtelea? Al 8-lea. 8-lea, T8. Da. Hai să scrim invers acum. 25. Scrim așa. T9, T9, al 9-lea, da, este egal cu, cu al 8-lea, din fața asta, T8, plus 3. Da. Asta e rețeta. Al 9-lea se obține din cel din fața asta. Uite, al 2-lea se obține din cel din fața asta, din T1, plus 3. Da. Al 3-lea se obține din cine? Din cel din fața asta. Adică din T2, din T2, da, plus 3. Al 4-lea se obține din cel din fața asta. Adică terminul al 3-lea plus 3. Da. Da? Și acum eu te recomand eu. T9, al 9-lea, se obțin din fața sa, din T8, da, plus 3. Și e cam mai departe. T8 l-am aflat. Da, 25 plus, așa, 3. Plus 3 și egal cu... Adică 28. Corect. Și mai avem T10, da, egal cu T9 plus 3, egal cu 28 plus 3, da, adică 31. Deci 31. Mai scrim încă 1, 2, așa, ne jucăm. Deci T11 egal cu T10 plus 3 egal cu 31 plus 3, adică 33. 34. Aș putea deodată să-l aflu pe T20? Pe 20? Da. Păi am face 19 plus 3 și... Note 20, 20. Al 20 era din 5 s-ar obține. Din 19 și... Așa. Plus 3. 3. Asta e spus bine, eu nu eram atent, da? Da. Greșelea mea. Deci T20... T20... Egal cu T19. Da, T19. Plus 3. Vezi, dar trebuie să știi pe T19. Acum am găsit înapoi. Că nu l-am construit pe T19, noi până unde am ajuns. Până la 10. Până la 10, chiar 11 am făcut. Da, da, da. Da? Acum. T19 egal cu cine? Da, nu facem de la 11 până la 19. Deci trebuie să ne ducem până la 19, din aproape în aproape. Da. Deci nu putem deodată. Băi, dar... Da, și rost, dar nu putem, dar sunt unele la care putem. Putem, dar lăsa n-am putea... Hai să ne propunem noi o șmecherie. Deci aș vrea să-l găsim deodată. Și pe T50, că așa, aici ce se întâmplă? Aici muncim foarte mult, din aproape în aproape, vezi? Deci noi avem aici o mare bătaie de cap. Ai înțeles? Nu reușesc să scriu deodată. Eu vreau să-l scriu deodată pe al 20-lea. Nu, al 20-lea pe cine se bazează? Pe al 19-lea. Al 19-lea pe cine? Pe al 18-lea. Și dacă nu construiești pe toți din meticulos, din aproape, în aproape, nu poți să dai răspunsul. Și o să leagă supărat. Aș vrea să găsesc o rețetă de obținere deodată. Ce? Nu-i frumoasă ideea că n-am. Ba da, da. Te întreb cum se face, nu? Mă, dacă suntem amândoi, noi totdeauna când am fost în liniște amândoi, am găsit și rețete. Ne-am și descurcat aici. Deci cum să facem să găsim deodată, fără să ne mai bazăm pe locul, pe el din urmă. Deci rețeta spune așa. Rețeta spune că cel de pe locul N, hai să spunem așa, TN, hai să scrim rețeta, TN, alienă, se bazează pe cine? Pe cel din față. Adică T indice N minus 1, adică cu unitate mai mică, da. T N minus 1, plus același număr, 3 de tot timpul, da? Da. Plus 3. Bun. Asta este legea generală. Asta e, spunem, rețeta. Da, da. Scrim aici, spunem că asta este rețeta de obținere dar dacă facem de exemplu vrem să-l aflăm pe termenul al 20-lea. Da. Facem minus
3 plus 1. Minus 3. Pe al 20-lea? Da. Dar din cine se obținem? Pe al 20-lea. El pe cine se bazează al 20-lea? Pe cel din pe cel de, pe 19, nu-l știm. Eu aș vrea să am o rețetă în care să-l găsesc deodată pe el. Cum se zice asta? Este rețeta de obținere a termenilor șirului. Asta e rețeta. După deci ca să-l găsești pe cel de pe 25, te bazezi pe 24. Deci rețeta, rețeta este asta. Cum te duci la medic, te-ți dă rețeta. Da? Deci este rețeta de obținere a termenilor șirului respectiv. Ne întrebăm cum îl găsim pe termenul de pe 200 deodată, fără să... Aș vrea să legăm, am mai făcut noi chestia asta în lecția trecută, aș vrea să legăm de, știi de cine? Să legăm chiar de poziția pe care se află termenul șirului. Da. Nu știi cum facem? Trebuie să facem observații, trebuie să găsim vreo idee. N-avem alte soluții. Uite, al doilea, se obțin din primul plus 3 aici, nu? Yeah. Al treilea. Al, deci, de al doilea egal cu, să scriem chestia asta, al doilea, de 2, egal cu T1 plus 3. Yeah. Al treilea. Al treilea egal cu cine? T2 plus 3. Oare n-aș putea să mă bazez pe T1? Adică să înlocuiesc pe T2 aici. Și în loc de T2 de aici, să pun T1 plus 3. Vezi? Că T2 cât este? Cum arată T2? Cum arată T2? Hai să vedem. Cum arată? T2 e 7. Da, da. Eu, în funcție de T1. Numai T1. Lăsăm T1. Nu punem... cât este T2, ca valoare. De data asta nu-l punem. În funcție, lăsăm pe T1, așa. Deci, vezi? T2 este egal cu T1 plus 3, da? Subliniez. Da, adică 7 egal cu 4 plus 3. Da, adică am făcut invers. De acord. Dar eu insist, fără să înlocuim, nu vreau să înlocuim numărul 4. Da. Deci, pur și simplu, mă duc aici în T2, îl subliniez și continuu egal mai departe. Aici egal. Egal cu? Egal cu T4. De ce T4? Egal cu... Deci, în loc de T2-ul de aici, în loc de T2-ul, îl pun pe ăla de sus. Cine este asta? Este T1 plus 3. Deci este egal cu... În loc de T2, pun ăsta de sus. Adică pe cine îl pun? T2 plus. T2 egal cu T plus. Egal cu? T1 plus 3. Asta îl fac. Deci egal cu T1 plus 3. Și mai este încă 3-ul ăsta. Și plus 3-ul. Deci e T1 plus 3 ăla de sus. E T1 plus 3 ăla de sus. Știu cu culoarea asta, ca să înțelegi tot, e T1 plus 3, adică T2 dinainte, și plus încă o dată 3. Și câți de 3 sunt adunați aici? 2. 2. Deci faci T1 plus 2 ori 3. 2 ori 3. Adică T1, dacă vrei să înlocuiești, vine cât acum? 4 plus de 2 ori 3. Și face 6 și cu 40. Da. Da? Deci, eu acum am o șmecherie în cap și nu mă las până că nu găsesc ideea. Deci, al treilea se obține tot din T1, dar se adună de două ori în 3. Vezi? Ca să ajung la al treilea, adună odată 3 de aici și încă o dată 3 de aici. Ca să sar deodată
până la el, adun de două ori treiul. Sunt două spații, un trei și încă un trei. Da? Cu cine ar să fie T4, dacă poți să-mi dai răspunsul la T4? Termenul al patrulea. T4 egal cu T1. Așa, vrei să dai deodată, este excelent. E 1 plus de câte ori treiul? Plus 2 ori... Nu, 3 ori 3. Foarte bine, foarte bine, de 3 ori. Uite, sunt 3 spații. Spații, 1, 2, 3, da? Deci plus de 3 ori, ori 3. Și faci T1, care știm cât este, cât este T1? 4 plus de 3 ori câte 3, 3 ori 3, 9, 4 și 9, 13. 4 și 9, 12, pardon. 12, da. Și am zis țipat. Da. Mă fac deputat de bafta. Măcar dacă spuneam mai încet așa. Așa. 4 și 9, 12. Deci al patrulea... Adică cum? Păi era bine 13. Nu mă zicea, sau obosită, sau amețită, somnoros, nu știu. Am dormit un pic, vezi, nu m-am trezit. Da. Deci, încă o dată, 49 face 13. Și am dat bine peste el. Da. Da, e corect. Nu mă mai las la greșit acum, da? Ești atent. Da. T5 ar fi cât? Al 5, dar ar fi tot T1. Plus de câte ori câte trei? Da, de ce dumneavoastră sau eu? Tu. 3 ori 4. 3 ori 4, sigur că se face adică egal. Adică 4 plus 12. Și egal cu? Egal cu 16. 16, bun. Băi, încep să gândesc. Încerc să prind șmecherea. De la T1 plec tot timpul și aici am adunat de 3 ori 4. Da. Adică dacă ieși 5, de 3 ori, ori cu 1 mai puțin decât da, asta. Da. Dacă ieși 4, de 3 ori, ori 3, cu 1 mai puțin. Da. Cât este deodată? T20. T20 egal cu T1. Foarte bine. Plus? 3. Zi, 3 ori? 3 ori 5. A, cât sunt? Nu, 3 ori 6. Păi, față de indicele astea trebuie să iei cu unul mai puțin. Uite aici, a fost 5, am adunat de 3 ori 4. 4, cu unul mai puțin. Da? 4, cu unul mai puțin. Acum de 3 ori, ori cine? 19. Asta era, 3 ori 19 și egal cu 4 plus... 3 ori 9... 20. 27, 72, 3 ori 1, 3 și cu 1, și cu 2, 5. 5. Și face? Face 0 și 8. Ia să vedem cât face, 4 și cu 57. A, nu. 1. Așa. Și 9. 91? Păi de cum ai ajuns la 9? 11, 1 îl păstrez. Da, și... da, eu am adunat și cu 4. Da, atenție, nu. Deci, vine? 61. E de așteptat, dacă ai 59, 57 lei și mai pui încă 4 lei, acum ai fost o adormită, da? Faci 61. De acord? 61. Așadar, T20 deodată îl știm. Nu trebuie să ne construim... Că după ideea care aveam înainte, trebuia să ne ducem ușor din aproape în aproape, ca să ajungem acolo. Cât face T? Indice 73. Deodată. T indice 73. Egal cu T1. Așa. Plus de, 72. Așa, 72 ori? Ori 3. Ori 3, foarte bine. Și egal cu? Egal cu 4. Da. Plus... 3 ori 2, 6, 3 ori 7, 12, 3, nu, 14, 3 ori 7, 21. 21. Și face? 0. Așa. 1, 2. 2? 2, 2. 2, 2. 220. Da. Deci a spus 200. Este spectaculos ce am reușit acum.
Deci nu mai mergi așa ca melcă din aproape în aproape, ca să-i construi pe toți. Păi îți dai seama când terminăm noi ca să-i construim pe T63. Da? Terminăm ora. Deci asta e ideea formidabilă care am pus-o la punct. Deci reușim să legăm poziția lui, al câtelea vrem să fie, cum îl legăm? Foarte bine, plecăm la T1 și adunăm de atât, cu unul mai puțin, înmulțit cu cât e distanța dintre ei. Yeah. Da? Deci, hai să numim într-un fel distanța asta, care se adună tot, 3-3-3, să numim rație. Așa. Da? Rație. Notăm cu el, egal, rație. Așa o notăm. Da. Da? Rație. Mai zice rață. Rață, da? Bine. Trebuie de la rață. Da. Să adunăm rația asta. Da. Așa, doar o să spunem ca formulă, să notăm și noi, alienă de indice ien, alienă egal cu, cu cine? Cu T1, da. Cu T1, plus, plus câte rații adunate? Indicele ăsta cu unul mai puțin. Da. Adică plus ien minus 1, că asta înseamnă cu unul mai puțin decât noi. Uite cum am făcut aici. Nu 73, cât este? 72. Da. Deci cu unul mai puțin decât ăsta. Da, 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 da. Deci cât vine? Plus n minus 1 ori ier. Ori ier. Acum depinde, da. Dacă ierul e 3, dacă ierul e 5, dacă e 7, cât o fie. Am pus mâna pe o formulă foarte deșteaptă. Da? Foarte deșteaptă. Asta. T al ienă egal cu T1 plus ier minus 1 ori ier. Da, și... Asta ați scris-o la tablă, la clasă ați găsit. Da. Și parcă ca să aflăm nouă, trebuia să facem ia să vedem ce îmi spui tu. Citește de acolo, din ce ai tu scris pe caietel. Ne-a dat un șir de numere. A, aici, n egal cu termenul n, minus termenul 1, împărțit la r plus 1. Împărțit la r plus 1. Dacă avem o secvență de forma termenul 1, termenul 2, termenul 3, termenul n, da, în care fiecare termen din secvență se obține din precedentul plus o aceeași cantitate. Așa. Numită reacție pentru a afla numărul, rație, da, pentru a afla numărul de termen din secvența precedentă astfel. N egal cu termenul N minus termenul 1, în paranteză, împărțit la R plus 1. Părțit la R plus 1. Nu trebuie știu de unde vine asta. Tu ai aflat de unde vine? Nu. Numai ți l-a dat așa. Da. Dar nu pot să învăț să spun un lucru. Să spun. Hai să spun un lucru, Ștefania. Eu nu pot învăța nimic mecanic. Deci formula asta, dacă vrei, o repet până mâine dimineață și nu o țin minte. Nu țin minte, asta e la mine. Și mi-a dat un exemplu de la care e asta. Am înțeles, ca să aplicați așa. Da. Dar hai să ne oprim la formulă, că dacă nu știm, să învățăm mecanic, nu-i treaba curată. Deci putem munci multă vreme și nu intră în cap. Că câte formule tot dau ăștia așa? Formule după formule. Cum se le ții minte? Nu, trebuie să găsim o șmecherie. Deci asta e cu toată povestea. Acum, cum asta am înțeles-o? Secvența asta, sau șirul, are calitatea că se obține fiecare din cel din fața sa, adunând același lucru numit rație, da? Da. Bun. Și am mai găsit o idee foarte tare, se cheamă acolo că putem găsi termenul bazându-ne numai pe primul și pe rație, fără să construim toată secvența. Băi, putem găsi pe al 20-lea, al 70-lea, al 100-lea, foarte ușor, da? Da. Asta se cheamă forma termenului general. Forma termenului
general, general, din secvență, din secvență. Deci este forma termenului general din secvență. Ne putem, așa, forma termenului general din secvență, care se bazează pe T1, da? Ce se bazează pe T1 și pe rație. Da? Și pe rație. Se bazează pe T1 și pe rație. Mai insist un pic la termenul ăsta general. Uite, putem să zicem deodată T94. T indice 94 este egal cu cine? T indice 94, după formula care am pus-o noi așa bine la punct, este egal cu T indice, egal cu T1. T1 plus 3. Plus 3 ori? 3 ori 93. 93. Nici nu ne bate în cap. Da. Deci, rapid am aflat. Dar dacă îți dau că șirul ar avea rețeta următoare. Uite așa, îți dau o secvență și primul din secvență, uite așa, să zicem, 7, 11, 15 și așa mai departe. Nu se mai completez nimic. 7, 11, 15 și puncte, puncte. Să aflăm T 34, T indice 34, egal cu din secvență. Păi, merge din 4 în 4. Ai găsit rația! Foarte bine. Observații. Ai găsit rația. Rația R egal cu cât? Cu 4. 4. Te-ai pus la punct. Bine. Și atunci te... Cum te... Da, mai știi și T1. Da. Cât e T1? T1 egal cu 7. Corect. Și atunci 3, 34 vei spune că e egal cu... Termenul 34 egal cu termenul 1. T1 plus... Plus... 3 ori. Tot 3? Nu, 4. 4 ori. 4 ori 33. 4 ori 33. Și este egal mai departe cu T1 pe care îl știi. Este 7 plus 4 ori 0, dar nu. Nimeni. Plus și facem 4 ori. Facem, să facem mulțirea. Așa. Asta. Da, zi. 2. Da. Și 3. 13. Adică 132. Da, așa, da. Și egal cu? Egal cu 139. 139. Da? Vezi, l-am găsit odată, pentru că tu ai prins mecheria. Ai prins și ai zis așa, când îmi dai secvența, eu mă uit la distanța dintre doi termeni, văd repede care este, puteam să dau numai pe 7 și pe 11. Da? Și totul mergea foarte bine. Da. Mă uit foarte atent să văd care e distanța, ca să știu rația, am văzut că e 4 și știu rețeta asta de aici, când se obține din T1, pe care ea îl știu, plus cu 1 mai puțin decât indicele de aici. Da, la școală ne-au zis, ca să înțelegem rația asta, da? Ne-au zis dintre 7 și 11 e săritura de broască, adică rația. Așa. Că te merge. Așa, și, sau dacă vrei scazi din 11 și 7 și vezi pe 4, care e distanța, nu? Dintre... Da. Bun. Finalul. Finalul este că formula asta e atât de tare, este foarte deșteaptă, pentru că nu ne mai pune pe noi să construim tot șirul ca să ajung la T34, trebuia să construiesc de toți 33. Da? Să completez tot șirul, dar eu acum, mă, tu dă-le, cât vrei, mă, pe care vrei, pe ăla, parcă ți l-am făcut. Cât îl vrei, pe ăla, știu cum să-l fac. Da? Asta, da. Asta e formula de atât de interesantă este. Bun. Dar hai să mai zăbovim un pic la formula asta, să mai prelucrăm un pic, că se pare că e tare interesantă. Da. Foarte interesantă. Uite, ce am să fac? Desfac paranteza aici. Nu. Hai să ducem, să facem așa, mai scriem din nou formula asta, te rog. Hai să scriem din nou. Adică zici, T indice N egal cu T1 plus N minus 1 ori R, da? Ori R.
asta din nou. Da. Am să rescris eu ca să o ai tu mai clar. Bine. Să știi că dintr-o egalitate, închipuiți că ai un cântar cu cele două talere și stă în echilibru. Dacă iei aceeași cantitate din amândouă, iar rămâne tot în echilibru. Da. Așa, dacă scădem din ambii membri pite 1, și din stânga și din dreapta, iar rămâne la fel. Egalitatea e deșteaptă, rămâne, da? Deci spunem, scădem pe T1 din ambii membri. Scădem pe T1 din ambii membri. Și atunci e echivalent cu. În stânga va fi TN minus T1. Am zis că scădem. Și din talerul ăsta luăm. Da. TN minus T1 egal cu. Păi a fost T1 și dacă l-am luat nu mai este nimic acolo. Da. Adică... egal cu N minus 1 ori râș. Da. Să mai insist aici un pic ca să înțelegi. Deci, când ai o egalitate, ți închipui balanța cu cele două talere și am scăzut aceeași cantitate din ambii membri. Pe cine? Pe T1. Și atunci din stânga, talerul din stânga înseamnă TN minus T1. Iar în dreapta, fiindcă l-am luat pe T1, nu rămâne decât T minus 1 ori R. Da. Că l-am scăzut pe T1, da? Da. Bun. Deci TN minus T1 egal cu N minus 1 ori R. Bine. Și acum să desfacem conform proprietății de distributivitate. Da. Putem face ce operație aici? Mulțirea. Da. Și vine echivalent. T indice N minus T1 minus T1 egal cu, vorbește tu, minus egal cu N ori R egal cu N ori R minus 1 minus, minus R ar veni. A. Da. Da? Minus R. Da. Acum mai putem face și altceva. Este de vine N ori R minus R. Că R ori 1, R. Da. La mulțirea acolo. Da. Tu știi așa. Mai, hai să scriem egalitatea asta și într-un alt mod. Deci continuarea asta nu e greșită, dar să mă întorc la o altă idee. Uite cum am de gând să fac. Când zic așa, 56 e egal cu 7 ori 8. Da. Atunci 7 este egal cu 56 împărțit la 8. Da. Sau egal mai departe cu 56 supra 8. Așa să putem să fie, că în loc de împărțire, putem să zicem linia de fracție, da? Da. Hai să ne închipuim că 7 le-ar fi în minus 1. Da. Și atunci, aș putea să scot pe 7-le ăsta, adică N minus 1, egal cu TN minus T1 supra R. Deci, ăsta este 7-le și ăsta este R. Da, adică 7 ori... 7-le va fi egal. Da. Uite cum am zis, 7-le egal cu rezultatul mulțirii. Deci unul din cei doi factori a mulțirii înseamnă așa. Adică... de rezultat, o să împarte la celălalt. Da. Da. Nu-i bine? Da. Păi așa sunt și noi. Nu-i minus 1. Deci de aici ai rezultat. A. Da? Da. Nu-i corect ce spun aici? Ba da. Deci de aici rezultă că N minus 1 N minus 1 este egal cu, adică 7-le N minus 1 egal cu N minus 1 este egal cu, vorbește tu. N minus 1 egal cu 7. Adică 7-le? Da, 7. Și egal cu cine ar veni? N minus 1. Egal cu 56, dar la noi 56 cine este în cazul nostru? TN minus T1. Corect. TN minus T1 supra cine? 56. Nu, nu, R, adică... asta era, supra R. Supra R, adică celălalt factor, nu? Da. Deci, încă o dată. L-am scos pe N minus 1, da? N minus 1 egal cu T N minus T1 supra R.
Dar dacă scoteam pe R, ar fi fost N minus T1 supra N minus 1. Da. Ce la factor. Deci, vezi, încă o dată, N minus 1 egal cu T N minus T1 supra R. Da. Eu am făcut legătura așa, ca să înțelegi bine. Da. 56 egal cu 7 ori 8. Unul din ei, șaptelii, înseamnă rezultatul mulțirii 56 împărțit la 8. Adică unul din ei, la noi în cazul nostru, N minus 1, egal cu T N minus T1 supra R, supra 8. Cum ar fi fost în model. Și atunci, hai să adunăm în ambii membrii 1, 1. Adică adunăm 1, 1 și în stânga și în dreapta. Și ar veni 1 plus N minus 1. Egal cu, cât era înainte, Tn minus T1 supra R plus 1. Da. Nu, pe asta că l-am pus. Punem în ambele tale de aceeași cantitate. Și acum, 1 minus 1 face 0. Da. Și rămâne numai N. Da? De acolo găsim că N. De aici rezultă că N, singur a rămas, egal cu, vorbește tu, egal cu N, așa, egal cu T N, T indice N, da, T indice N, minus, minus T1, unu, T1, supra, supra, R, plus 1, plus 1, plus 1 de trei. Ia uite de formula care ți-a dat-o doamna acolo. Da. Cum e? Formula cum era? N egal cu? N egal cu Tn minus T1 împărțit la... Împărțit? Da, da. Împărțit la R. Tn minus T1 era pus într-o paranteză? Da? Plus 1. Da. Fai de mine. Deci nu-i nimic. Nu-i nimic așa șmecher de cineva știut. Ci totul este matematic. Uite cât de clar am spus noi aici. După ce am găsit formula asta deșteaptă, uite pe asta deșteaptă, da. Am prelucrat-o. Da, și am prelucrat-o și am aranjat-o și am găsit pe N ăsta. N egal cu Tn minus T1 supra R plus 1, care nu a ieșit peste, ca și cum stai cu ochii închiși și zici, ăsta e N. Dar nici vorbă, e matematică. Am făcut ce prelucrare? Am în ambii membri, am făcut nu știu ce mișcare. Da? Am scăzut pe T1 din ambii membri, am făcut acolo, ne-am dat seama că e un produs, cum scoate un factor dintr-un produs. Toată povestea. 43 de minute la 45 manus, da? Deci, iată, aceasta este ideea foarte trăsnită prin care găsim pe N. Da? Adică, dacă cineva spune, îți dă o secvență, și îți dă pe 139. Da. Da? Uite, hai să facem concret exemplu. Eu normal așa am rezolvat la B, la aflat termenul de pe locul 80. Când ai zis termenul de pe locul 80, l-ai cunoscut pe N. Da. Deci știu pe N că este cât? 80. Uh-huh. Iar dacă ți se dă termenul... Am pus termenul 1 da. Plus 79 ori R. Adică asta ai făcut. Da. Asta e formula, da. Da. Și după 79 ori 3 plus 4. Da. Și 237 plus 4, 241. Bun. Dar nu răspunsul mă interesează pe mine. Nu numărul. Da. Ci mă întreb tehnica. Deci tehnica de obținere. Pe mine eu sunt atât de încântat că numele ce le locuim, care or fi ele, e altă poveste. Dar formula asta e deșteaptă. Da. Deci alienele se obține din T1 adunând de unul mai puțin decât indicele de acolo. Da? Și asta îți permite să găsești termenul de pe poziția respectivă. Dar dacă acum ți se spune, eu îți dau termenul, știi tu pe ce poziție se află? Adică problema inversă. Nu îți dă poziția, ci îți dă valoarea termenului și tu trebuie să găsești poziția. Da? Deci, atenție.
Mergem concret pe aici, da? Da. Uite, în neieșițiul de mai sus, am avut așa. Secvența 7, 11, 15, să scriem și noi. Deci, avem secvența, scrie din nou 7, 11, 15. 3 puncte bune. Exact. Și în secvența asta, 7, 11, 7, 11, 15 puncte, puncte. Da. Eu ți-am spus, din secvența asta tu îți dai seama repede că T1 este cât? T1 este? T1 e 7. Corect. Și rația este cât? Rația egal cu 4. Corect. Le ai pe astea? Da. De fixat? Și pe bază. Da? Astea sunt elementele de bază pe, pe care le vei folosi acum, da? Da. Și deodată zici, T indice... T-indice N. T-indice N, ai format, T-indice N egal cu... Egal cu T1. 1 plus... Plus... N minus 1, da, rații. N minus 1. Rații. Dar N minus 1 paranteză. Da. Obligatoriu, da? Da. Așa. Și dacă ți indică pe al câtirea să-l găsești? Zi tu, pe al câtirea te-l vrei din... 103. Da. T-indice 103. T-indice 3. Da. Egal cu? Egal cu T1. Care este cât? Care este 7. T plus? 7 plus 4. Ori? 4 ori. 102. Foarte bine. Și mai departe cu? 7 plus 408. 408 și facem final. Facem final 5. 415. 415. Da? Și face 415. Ai spus tu foarte bine 415. Dar acum dacă îi spun așa, Știi tu cine se află pe poziția 103? Să ne închipui că nu avem asta. A. Deci eu spun așa. Îți dau invers. Știi tu 415 pe ce poziție se află? Pe poziția 103. Că vezi asta? Da. Dar dacă n-ai fi avut? Eu să te dau numai numărul. Păi dacă n-aș fi avut... Deci dau numai numărul. 403, chiar așa spune. 400, nu 403, 415. Adică 400, să aflăm 15. 415, chiar așa spune. Adică să aflăm pe ce loc e. Asta 415. Este, da. 415, chiar așa spune. 415, pe ce loc se află? Am făcut și asta. Da, e la ce află? Da. Eu nu m-am ocupat și cere acolo, dar eu mă ocup de ideile mele acolo, vezi? Da. Dar practic facem problema, da? Da. 415 pe ce loc se află? Ei, și răspunzi. Știu eu o treabă. Iată ce am atât. N egal cu T indice N minus T1 supra R plus 1. Și zici, ăsta e un fel de TN, dar nu știi al câtelea. Da. TN nu știi, da? Deci eu știu pe TN. Și atunci zicem așa. N, scrie formula, N egal cu? N egal cu termenul 1. N egal cu? Foarte bine cu. Da, termenul 1. N egal cu? N, termenul N. Deci N, termenul N. Nu, N deodată formula asta. N egal cu T indice N minus T1. T indice N minus T1 în paranteză împărțit la el, că așa va avea tu formula. Plus 1. O colegă nu știa cum să facă și-a scris până la... Așa. Deci înseamnă că N egal cu? N egal cu... TN-ul cât este? 415. Minus T1 care este? Minus 7. Minus 7. Totul de împărțit la... Da. Împărțit la 4 plus corect. 1. Plus 1. Și egal mai departe, muncim.
N egal cu 4, 4, 3. Sute, cât bine? 408, parcă bine? Da, 408. 8, împărțit la 4, 4 plus 1. 1. Nu facem 4 plus 1, că trebuie să facem împărțirea întâi. Da, da. Da. Și vine 4 în 4 odată. 4 în 4 odată. 4 în 0. Păi dacă eu... Am pus odată. A, așa, da. Da. Îl coborăm pe 0. Nimic. 0. Îl coborăm pe 8 de 2 ori. De 2 ori. Plus 1. Plus 1 și 103. 103. Este T indice 103. Deci... A, 415, s-a aflat 103. Exact. Deci sunt două probleme. Uneori ți se cere să afli termenul de pe poziții, da, altă dată ți se dă termenul și să afli pe ce poziții se găsește. Sunt două probleme, da? Da. Foarte importante așa. Așa că, Ștefania, înainte de a continua exercițiul tău, că nu l-am mai continuat, m-am ocupat de ce? De... Ce mi-a trecut mie prin minte și surpriza mare este că fac chiar exercițiul tău. Da. Da? Deci, merită să ținem minte și pot să șterg în rest, las formulele astea. Astea două care m-au fascinat. Sunt două formule foarte importante. Foarte importante. Una care îmi spune cum se obțin termenii și lui din alt din față plus 3, da? Se cheamă relație de legătură între termeni, relație de recurență. Și asta este forma termenului general. Și încă ceva din ea, am mai găsit o formulă foarte importantă. N, să scriem trei formule, le avem de bază, scrie și tu una sub altă, ca să-ți rămână ca o amintire definitivă din mintea ta. Deci, N egal cu, acum m-a ajuns tu că am șters formula acolo. Egal cu termenul N. T indice N, da. Da, da. T indice N minus T1 împărțit, în paranteză, da, împărțit la R plus 1. Plus 1. Dar cel mai mare lucru, cel mai frumos, cel mai interesant, știi, este că noi am demonstrat, noi nu le-am luat așa înghițând formula, ci pur și simplu am demonstrat. De unde vine formula asta? Nu e egal cu T1, totul de împărțit la R, plus 1. Deci asta se cheamă, hai să scriem în dreptul lor, asta se numește relația de recurență, relația de recurență, adică relația de obținere a termenului șirului, da? Da. Așa. Aici zicem forma termenului general. Forma termenului general. Și ultima e... Obținerea poziției, nu? Da. Formula de obținere a poziției unui termen. Dintr-un șir. Formula de obținere a poziției. Pe ce loc se află, da? Termenul cealaltă, dacă îl știm. Formula de obținere a poziției termenului dintr-o secvență. Formula de obținere a poziției unui termen. Bun. Și acum, hai să oprim fișierul, că... 54. 54, să vă zicem, mă tirezi. Așa.